Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Mă și bâlbâi pentru că mă gândeam acum, zic, să fac sau nu filmulețul ăsta. Iată, e foarte frig. Suntem pe cât astăzi? Cât suntem astăzi? În 9? Ia să vedem. Cât... 8, 9, cred că astăzi e marți, nu, 7, cred că, astăzi e miercuri, da, miercuri, mâine joi. Deci nu m-aș fi gândit să fac acest filmuleț, dar să vă povestesc că am venit adineauri Gheorghiță de la Răcăciune, cu care am făcut de un film și anul trecut, el a luat niște familii de albine la mine. Acum am povestit că el a pus pentru prima dată mâna pe ramă, atunci spunea el că știe câte ceva, că nu știu ce, urmări filmele mele, în sfârșit. Și acum a venit pentru că dorea el să prindă niște, să mai afle câteva lucruri de la mine, cam cum să procedeze, ce să fac în perioada asta, acum că a venit, alternează timpul cald, rece, ba ies albinile, ba nu ies, e o complicație și ce să facă. Îmi povestea că nu a pierdut decât o singură mătcuță și aceea, nu din alt motiv decât acela că a uitat ochiul deschis la unul din compartimente, așa, și că albina a trecut în față. Deci de asta din spate, a uitat ochiul într-o parte deschis și a trecut albina în față. Așa că i-am zis, bine, hai, eu povestesc acum, dar hai să deschid camera, să facem... Când au auzit de camera deschisă, au fugit, știi cum, nu-i mai trebuie. Nu, că eu pun întrebări și nu sunt atât, mă fac de rușine. Băi, dar eu îți explic ție și... Așa că, rămânând eu singur, am zis, hai să vă dau câteva detalii în legătură cu ce m-a întrebat el și ce să facă, cum să facă, în sfârșit. Dragilor, așa cum v-am spus, eu am mers în ultima perioadă pe varianta, la majoritatea, pe varianta cu cele două familii în față și vă spuneam și data trecută că atunci când voi vedea că s-a făcut full cu albină stânga-dreapta, iau pe cea care este mai, nu cea mai bună matcă, pe cea mai bună matcă o las în față, pentru că asta trebuie să duc în continuare cu forță, nu familia din față. Ci cea cu bunoare din astea două, e ușor de văzut că asta pare a fi mai puternică, da? Aici s-ar putea, nu pot deschide acum, să fie toate ramele cu puiet, bănuiesc eu. Iată, au rămas aici distanțierile acelea când am pus merea cristalizată. Aș putea continua cu merii cristalizate și probabil am să o fac cât de curând. Aici, faptul că am mai rămas un pic din merii cristalizate este semn că ăsta este un pic mai modest decât cel din dreapta. Și atunci, vă mai aștepta probabil vreo săptămână și ăsta de aici, împreună cu trei rame, să zic așa, de puiet căpăcit, numai ce este puiet căpăcit, va ajunge în spate. Aici, acum, dialogul îl facem pentru familie din față. Este hrănitorul, hai să zic așa. Aici punem rame la lins, da? Deci observați, țin și o diafragmă acolo ca să mențin căldura. Este esențial căldura, îi spuneam și lui Gheorghiță acum. Mă, dacă știi cât de importantă e căldura, ai vine și de fapt să te faci foc. Să găsești o soluție încât să... Iată, ele nu-și permit să plece prea mult din cuib, decât într-un număr mic, atâta cât rezistă ca să poată să aducă în față, să aducă coleg de aici, nu? De pe ramele acestea, trec prin ochiurile de diafragmă și se ducă în față. Ambele ochiuri sunt deschise, dragilor. Deci este o diafragmă, varianta aceea care mai aveam înainte, că nu a apărut sub polistirenul extrudat, nu știam de asta. Și iată, scot și rama asta, ultima ramă care o am aici,
care e chiar lipită. Observați că asta e mai populată, fiind căldura mai multă, este mai populată. Ele trag, sunt mai multe, sunt și aproape cu, de diafragmă. Iată ochiurile, stau deschise, albina circulă prin ochiurile acelea. Vedeți, ăsta care e mai populat are mai multă albină, circulă mai multă albină, din coace un pic mai puțin albină, care circulă, dar circulă și pe partea asta altă. Și acum, ea cară, proporțional cu puterea, își cară de pe ramele acestea în, în cuib. Fiecare cară, nu? În cuibul său. Punem în continuare diafragma pentru a ține căldura asta, este esențial, esențial asta. Și așa, ramele acestea sunt puse la lins, uitați, cu cât mă depărtez de grilă, cu atât mai puține albine. Pe ultima găsesc o singură albină, da? Una, două, trei albine acolo. Așa, deci ele continuu fac chestia asta. Și asta vă spun, biostupul îmi permite povestea asta, să pot dialoga cu cele două familii prin, ochiurile acelea de pe grilă, ochiurile de pe diafragmă, lăsând liber accesul albinei din cele două compartimente. Nu se bat, nu nimic, ele fiecare își caută, știu de unde ies, mirosul familiei respectiv le atrage atenția, se întorc înapoi, fiecare în compartimentul său. Ei bine, spuneam că în clipa în care voi avea posibilitatea să trec pe cea mai modestă cu trei rame în spate, cu matca lor, cu numai cu puiet căpăcit, 3-4 rame, în funcție de nivelul care va fi al ambilor familii. Dar acestea, dacă ajung 6 cu puiet, rămân în loc pe poziția asta, se scoate diafragma, venim între cele două compartimente cu o diafragmă cu polistiren esturdat, ca nu cumva să fie matca chiar pe marginea asta, sau ridică un pic diafragma asta ca să circule albina pe dedesubt, așa, pentru că vor mai rămâne una, două rame sau chiar trei rame vor rămâne cu puiet, cu larve, da? Că am spus numai cu cele trei cu puiet căpăcit de voi lua, vor rămâne aici în compartiment pe poziția lor. Toată albina călătoare care era a acestuia rămâne aici, da? Deci va rămâne aici, adică chiar dacă e rece, e albina început să miște. Deci eu sunt cu trei plovări, două plovări pe mine. Uitați, duce după apă, este nebunită. Deci nu are decât preocuparea asta. Nu ajunge la polen, chiar sunt curios dacă și la polen ajunge. E greu de presupus că ajunge la polen, dar acum aleargă după apă. În felul ăsta, în clipa respectivă, în față, rămâne o singură matcă, ochiurile se închid, dragilor, da? Ochiurile de pe diafragmă se închid și aici în față voi sparge cuibul, îl completez cu rame crescute, deci cu rame crescute, cu coroniță cu miere, am așa ceva, și în felul ăsta îi dau drumul pe 12 rame. Deci sunt 6, vreo 2 cu larve în creștere de aici, 8, și până la 12 mă întrebesc încă 4 rame. Cele 4 rame le alternez, le bag printre și i-am dat drumul. Acesta acum stă la căldură aici în față, în spate, cu diafragma lipită, da? Cu diafragma lipită, și își va forma într-o săptămână propria lui albină călătoare. Toată albina călătoare a lui a rămas pe poziția asta, da? La rampa asta de zbor. Cealaltă rampă de zbor care acum este închisă,
o voi deschide, da, și își va face propria ei albine călătoare. Asta se va dezvolta foarte bine, foarte bine, și în condițiile în care eu constat că el cere rame la crescut de acum, după ce asta s-a format propria lui albine călătoare, voi viu cu alte două rame lângă el, ăla trei care erau și cu două, cinci, și pe el îl sacrific, încă o dată mutându-l, dar repet că aici este full de albine și turnate, toate cele 10, 11 rame cu puiet. Am mai spus 4 și ce erau înainte vreo 8, deci 12 rame cu puiet chiar, și când văd asta, am zis că scot încă două rame cu puiet căpăcit, gata de ecluzionare, și le voi lipi lângă celelalte 3, și cu cele 5 le voi duce într-un alt stup. Asta, într-un alt biostup. Nu, biostup, da? Și le, într-un biostup gol, care va fi undeva aici. Acela de aici, din spate, și cu altul din spate, vor forma două familii pe care le voi pune tot în față. Da? Tot în față, într-un biostup pregătit cu diafragma pus în spate, cu asta dispărțitoare, stânga-dreapta. 5 rame cu puiet la unul, 5 rame cu puiet la altul, lipite una de alta, înseamnă că se încălzesc una de la alta, și aici în spate urmează rezerva de hrană, reiau procesul de dezvoltare a lor, așa, și continuă procesul prin a lua una din ele, duc în spate, fac toată povestea care v-am spus-o. Aici, sigur, a rămas o singură matcă. Cum vă spuneam, cu 12 rame cu puiet. Am luat 2 și le-am pus aici, am rămas 8. Am pus acolo 2 foi la crescut, de acum îi pun foi la crescut. Se ia diafragma. Atenție, când am zis că pun 2 foi sau 3 la crescut aici, este momentul în care l-am luat pe ăsta. Am luat diafragma cu 4 ochiuri de pe grilă și în condițiile acestea am pus rama clăditoare. Da? Din coace de rama clăditoare voi pune eventual o ramă cu puiet, tot de aici din față. Nu o ramă, 2 rame cu puiet, dar din nou cu puiet căpăcit. De ce? Pentru că încep captarea varoa. În condițiile acestea, când am pus rama clăditoare lipită de grilă și am venit cu 2 rame cu puiet căpăcit, care ecluzionează, am mutat femelele de varoa din cele 2 rame, aici în spate, da? Și acum rama clăditoare va fi cea care va fi pornită. Dacă am și ramă clăditoare deja cu celule de trântor, și am și așa ceva, atunci pe asta o pun imediat, celelalte 2 rame cu puiet, și este urgența în creșterea trântorilor de timpuriu, da? Dar eu, nu, ea va începe să fie frământată de problema roitului. Eu însă, având rama aceea cu celule de trântor, imediat matca, imediat, dar imediat va ajunge aici și va începe problema asta. Foile pe care le-am pus aici, la crescut, nu mai sunt stricate, dragilor. Pentru că riscul mare este să fie stricate, da? Într-o astfel de familie. Pentru că ea are frământat problema asta a creșterii masculilor. Dar eu am oferta aici. Și acum matca ajunge și ouă, toate femelele de varoa, toate care vor ieși de aici din cele 2 celule și o parte din celelalte care, mă rog, prin albine și care ajung aici, vor îngrămădi. O fac rama clăditoare ca un absorbant de varoa foarte puternic. În felul ăsta, de fapt, eu încep dezvoltarea puternică și captarea de timpuriu a familiei de varoa. Matca, există riscul să se ducă și pe ramele acestea, dacă ecluzionează, dacă totul se întâmplă așa, vor fi ramele astea goale. Și sigur, ea este invitată să ajungă aici, albine, am mult tineret, da? Deci
Urmează să ajungă și aici SOA. Și așa, aici în față, pierde un pic contactul cu marca de bază și există, am făcut proba asta anul trecut, mi-a mers foarte bine, există șansa de a da drumul la creșterea boților. Deci ele au acolo o proaspete, s-au micșorat contactul cu matca, o știe că este aici cât de cât, dar nu mai este ca atunci când ea trece și mătură în 24 de ori într-o capă la altul, mătură în căutarea celulelor goale, mătură între cuibul. Va fi în partea asta altă. Pentru o zi, două, cât stă în partea asta altă, ele pot da drumul la boci. Ea va începe naveta, probabil că încetează, că se întoarce acolo și își dau seama că nu e timpul să o facă. Sunt frământate de creșterea masculilor foarte puternic. Când s-a ajuns, li s-a căpăcit și a încaptat varoa, imediat o decupez și în felul ăsta încep captarea de timpuriu a varoa, nu? Femelele de varoa. Și de asemenea mă pregătesc și pentru înmulțire. Pentru că dezvoltându-l pe ăsta de aici, venind cu altă tranșă, după ce e cluzenat de aici, vor fi bătute cu puiet, cu ouă de către matcă când a ajuns în partea asta la altă. Ea trece tot timpul peste rama clăditoare și tot o vede cât celule s-a mai construit, dacă a fost pus de la început fără celule, sau dacă a fost, cum vă spuneam, tăiat și am din nou pus la crescut, să crește. Deci începe procesul acela de captare continuu a mai multe, ce înseamnă, mai multe, multe serii de făgurel cu trântori crescute, care înseamnă ce curățarea continuă a cuibului de varoa. Este tratamentul natural de pe care despre care vorbesc eu și numai în biostup îmi permit să fac toată povestea asta și astfel rama cleditoare va fi tot timpul în mijlocul cuibului. Nu, vedeți, înainte noi apicultori ce făceam? O puneam undeva la margine, dar până să ajungă acolo ea își construia celulele de trântori, acum este în mijloc, cu aici numai celulele de trântori, toți făgureii vor fi în varianta în care ați și văzut atâtea ori, celulele numai de albine aici crescute, numai de albine. Și așa, dragilor, de timpuriu captăm varoa, creștem faguri numai de albină, avem șansa să împingem spre schimb liniștit de matcă, da? Undeva se va crește boci și eu atunci când consider că, mă rog, sau dau drumul la boci, pot să împart în două, pot să iau să încep să împrăști boțile respective și să încep înmulțirea. Deci totul este făcut cât se poate de corect, iar nu mai risc să-mi plimb varoa dintr-o familie în alta. Și mai ales la roiuri, insist asta, ca unul care a împățit-o. Dacă n-am făcut ochii mari și n-am aplicat această tehnică de timpuriu și nu am ținut rama creditoare în mijloc, încât să o forțez să crească masculii de timpuriu și să captez continuu varoa, dacă n-am făcut așa, atunci risc să plimb varoa de la o familie la alta, prin rama cu puiet căpăcit pe care o iau și o duc în altă parte, iar mai ales că la formarea roilor vă dați seama cât de grav este ca tu să pornești formarea unui roi deja infestat cu varoa. Lăluia! Asta vreau să vă spun, dragilor. Lui Ian, nu-i mai pot aplica rama creditoare, că nu mai are el frământare de roid niciodată, încât varoa se va dezvolta doar pe albin acolo. Da? Deci este o chestie extraordinar de gravă. Așa se face că în condițiile în care nu sunt atent la manevra aceasta de formare a noilor roiuri, cu albină curățată în sistemul familiilor puternice care de timpuriu au început captarea varoa, încât aici am siguranța că varoa este într-un număr cât mai mic. De fapt, este așa pentru că și dezvoltarea lui îmi spune mie asta. Dacă ajungi la o capacitate de asta, este semn că nu este atacat de varoa. Ba mai mult, în condițiile acestea, când eu fac testul la rama cleditoare și am luat-o deoparte și descăpășesc acolo și văd că nu mai am femele de varoa,
Păi, dragilor, sunt foarte fericit pentru că de data asta eu am forțat captarea varoa, pentru că tot am trecut ramele cu puiet căpăcit în partea astralaltă, da? De diafragmă. Și atunci, în condițiile astea, eu le-am lipit de rama clăditoare și ele au avut șansa, dacă au existat, să se ducă acolo. Nu? Acolo era punctul de atracție puternic. Rama clăditoare cu celule pregătite, cu matca oa, ajuns la a noua zi, se alungește larva. Ele s-au aruncat acolo ca necatele și atunci femeile varoa sunt captate. În condițiile în care testul îmi spune că eu nu mai am captarea, femeile varoa nu mai sunt aici în celulă când descăpășesc și fac testul și văd că nu mers femeile varoa, înseamnă că stupul acesta este curățat de familiile varoa. Și atunci când încep să fac înmulțirea și mă duc cu o ramă, cu puiet căpăcit, este semn că nu mai sunt atât de puternic. Sigur că într-o anumită dozaj, într-o anumită proporție există și acolo, că nu pot să spui că am eradicat complet. Dar această bătălie pe care o duc de timpuriu cu captarea varoa mi-asigură șansa ca prin aplicarea acestei tehnologii să fac în tratamentul în mod natural. Da? În mod natural. Acolo când am dus ramele acelea și încă sunt în bot și au ecluzionat, măcile încă nu au apărut. Până când se înceapă să ouă în matca în roiul respectiv, da? Deci până la momentul acela, vă pot propune să faceți un test așa pe aici pe acolo, dar respectând toată tehnologia de până acum, să vedeți când matca acolo s-a apucat de ouat, să o puteți izola și o puteți da cu rama cu puiet, cu rama pe care se află ea undeva în spatele buzunărelului, izolată, și acolo să faceți un tratament și să vedeți dacă aveți căderi, dacă aveți femeile, pentru că acolo toate femeile sunt la vedere, ele neavând puiet căpăcit, deci totul este la vedere. Și acolo, dacă ați făcut chestia asta și vedeți că nu aveți infestare și nu aveți deloc femeile pe fundul, în sertar, nu? fiind funda de varoa, ele când pică și se duc tot mai jos în sertar, nu se mai întorc înapoi, că asta e marea problemă. Dragilor, tot m-am întrebat ce se întâmplă, cum s-a ajuns în anul ăsta la o mortalitate atât de mare. Care este fenomenul? E simplu. Eu am bănuit chestia asta. Femeile de varoa s-au adaptat de la o generație la alta, pentru că de foarte multe ori mă gândesc la tratamentul cu varachet. Acum sunt tot felul de variante, se încearcă tot felul de variante, dar rămâne cel mai sănătos, nu, cel lucru cel mai grozav, este ăsta natural pe care vi-l propun eu. Ei bine, femeile de varoa care au căzut pe fundul de lemn, nu? Acela clasic, amețite, după un timp se întorc înapoi. S-agață și au trecut, s-au adaptat șocul, au suportat șocul acela, le-a crescut rezistența. Și asta, din generație în generație, se face selecție naturală și rezistă un număr tot mai mare. De aceea, apicultorii spune, ne-am făcut, domnul profesor, ne-am făcut 3 tratamente, așa cum am făcut în anii din urmă, respectiv la 7 și a 10-a zi. Am făcut până toamna târziu, nu mai era deloc puiet. Am văzut totuși că se îngrămădeau femeile de varoa la ieșire, la ordiniști, și ca niciodată. Era infestare puternică. Și totuși am ajuns să nu mai am familie. Mi-au murit atâtea. Peste jumătate de familie. Sau stupini întregi pierdute. Eu când mă gândesc la asta, mă gândesc cu toată durerea la Ionică de la Covasna, acest discipol al meu, acest înfocat om care a înțeles biostipul, a înțeles performanța și a ajuns acum să aibă pierderea asta, mă doare teribil de mult. Asta m-a și obligat pe mine să gândesc mai profund la posibilitățile de tratament natural cu biostupul și iată că am venit, am făcut un pas acum și v-am descris
cum de timpuriu încep captarea varroa și o mențin foarte puternic până când interesul pentru crescutul trântorilor scade, nu? Asta undeva la sfârșitul lui iulie, așa s-a terminat cu crescutul trântorilor, deci nu au probleme de acestea. Dar dacă eu am făcut tratamentul ăsta insistent, cu foarte multă perseverență în toată perioada asta, probabil că nu voi avea infestare încât în luna lui august, când ne ducem și crește numai albine pentru a intra în iarnă, nu o să mai avem problema asta atât de complicată. Iar la sfârșit, după ce nu m-am puiet și fac test la câteva familii, îmi dau seama dacă mai am sau nu infestare. Deci, ceea ce vă propun eu este respectarea cu strictețe a tehnologiei de pe biostup. Sigur că numai biostupul creează posibilitatea captării atât de puternice a varroa. Nu există alt stup care să facă treaba asta, deci numai biostupul o face. Și atunci, în condițiile astea, dragilor, vreau să vă atrag atenția că avem șanse foarte mari să facem performanță și să ne situăm în poziția celor care luptă cu biostupul împotriva varroa și să micșorăm perderile. În țară sunt acum biostupul a pătruns în multe zone, în toate zonele țării, ba mai mult, am fost anunțat acum de cineva din America că și-a luat un biostup, a ajuns cu el acolo, l-a adaptat, pentru că acolo ramele sunt mai înguste, în povestea mai adânci, este alt sistem de ramă și pentru rama respectivă a venit cu biostupul, au construit el acolo și l-a adaptat, a găsit un constructor și acum a pornit și în state modelul acesta. Spuneam, mi-am luat 9 roiuri, am dat drumul la treabă de un profesor și sper să am performanță și să pot să le atrag atenția apicultorilor că a apărut în lume și atât în România se află cel care a gândit acest biostup și cu șanse foarte mari să putem lupta din răsputere împotriva varroa. Suntem într-un moment critic, foarte critic în clipa asta, dar eu sper că reușita noastră va fi cea care va atrage atenția, pentru că acum ceea ce povestesc eu și ce voi face, voi face filmele în continuu, acum este un plan pentru captarea, să spunem, foarte insistentă a familiilor de albine, transformarea ramei cleditoare într-un aspirator puternic de varroa. Și atunci reușita noastră, eu propun asta, nu numai eu să o fac, să o faceți toți cei care aveți biostup în țară. Toți cei care aveți biostup în țară, faceți acest lucru. Așa cum v-am arătat aici, lucrați după tehnologia asta, după ideea care vă propun eu și reușind ca în mai mult, în toate zonele unde biostupul e, unde, în toate stupinele unde biostupul se află și transformându-l pe el în ceea ce înseamnă să spunem lada să spunem performantă de luptă împotriva varroa, e bine să avem șansa să spunem da, am și eu am reușit și eu mi-am salvat și eu mi-am salvat și ne-am și mulțit foarte tare, da? Pentru că de felul în care exploatăm lada asigurăm și mulțirea. Vedeți, după ce am curățat și l-am împins la în situația asta de a merge pe schimb liniștit de mat, că toți apicultorii își doresc asta. Și știți, de aici încolo, dintre boțile cele care au pornit, le alegem pe cele mai frumoase, dăm repede în două, a crescut botca aici, botca și în partea cealaltă, mătcuța și colo și colo. Deci, practic, mergem și cu mutarea și transformarea în formarea altor roiuri, dar și aici, iarăși insist pe chestia asta, și în lada de bază îl muncim. Având matca după aceea retrasă aici, ea va susține cu puiet partea din față, dezvoltăm și în scurt timp roiurile
odată cu bărcile lor, construite în față, vor ajunge susținute de puie din partea asta la o capacitate. Iar începem, dezvoltăm, reluăm, începem ciclul acela care v-am spus, exact ala ca din primăvară, când cele două din două, luăm una, o ducem în altă parte, l-am transformat pe ăsta în stup care acoperă toată zona și matca aici care a sprijinit, o duc în altă parte, din astea două fac una, îi dau drumul la tot asta. Jocul ăsta făcut prin diafragma asta cu patru ochiuri în care fac uniformizarea mirosului, pe urmă circulația albinei și pe urmă dau pe ea jos, face ca albina să nu suporte stres la întâlnire. Deci, vedeți, ea păstrează feromonii mâncii anterioare în năsucuie, acolo în ghilimele, da? Și când îi ridic și diafragma, deodată starea de șoc e puternică și atunci există riscul, apare un moment de agresiune între cele două, să spunem, între cele două categorii de albine provenite dintr-una și din cealaltă, dintr-o familie și din cealaltă familie. Și de aceea, pentru a nu se întâmpla asta, îmi permite biostupul să fac în 2-3 pași și fac toată chestia asta. Deci vă propun să mergeți mână în mână cu mine și să, dacă filmulețul ăsta îl veți avea răbdare să-l înțelegeți cum trebuie și veți urmări pașii pe care îi voi parcurge, eu promit să fac de fiecare dată filmulețe, să vă pot sprijini. Dar acum este planul acesta la care am visat cu ochii deschiși pentru a lupta cu succes, dat fiind faptul că biostupul este răspândit. Ne transformăm în centre de cercetare și, dacă vreți, în posibilitatea de a veni cu argumente, da, am reușit și eu acolo, pentru că am respectat, și eu acolo că am respectat. În felul ăsta, mesajul va fi transmis colectiv de noi toți cei care avem biostupul spre cei care încă nu au încredere. Și eu sper că, îndată guvernanții să constate că merită și să apară momentul acela când, așa cum am spus, să reușim să le propunem să vinem cu o subvenție pentru biostup, așa cum vin pentru hectarul de pământ, cum vin pentru animale, să vin și cu o subvenție pentru construcția biostupului. La constructor să apară asta, sau știu eu, la beneficiar, ăla care își cumpără lada, să aibă pentru biostup o subvenție. Nu știu, cred că cel mai bine la constructor ar trebui să fie. Prețul să nu mai fie, și el are cheltuielile cele destul de mari. Poate, probabil o să apară mai mulți constructori, nu știu ce se va întâmpla, dar cert este un lucru. Putem deveni, să spunem, la nivel european cel puțin, dacă nu și mai mult, cu rezolvarea unei probleme atât de grave, aceea de luptă împotriva varoa și cu un ritm de mulțire. Pentru că pierderile acestea, dragi, o trebuie să acoperite în scurt timp. Ori se acoperă dacă se respectă tehnologia asta a mea de mulțire. Așa cum am spus, îl vedeți pe Mirel, care a reușit din 10 familii, așa cum i-am dat pe tine dată, în 2015, cred că în 2015, da? 10 familii. Anul trecut a intrat cu 120 de familii. Deci în toamna al 2016 intră cu 120 de familii din 10 familii pe care le-am dat în 2015 înainte de tei. Și am mai povestit asta. Vedeți și filmul cu Mirel de pe prima pagină acolo la Prof Online. Mi-a spus că am pierdut doar 7 mătcuțe de un profesor, dar la nivelul ăsta nu e o pierdere semnificativă care să, mă rog, să îl facă să intre în panică. Din contră, este un succes de proporții. I-am și spus glumind, să știi că n-am să mai spun mare lucru, că tu ai ajuns să mă depășești ca ritm de mulțire. Ori asta e o poveste. Da, iată că văd o albinuță care încearcă să zboare
Și este pierdută capacitatea de zbor. Ia să vedem. Ia să văd dacă e oprit. Unde ești? Nu știu. Și ceva te prinde. Asta este, da. Deci asta e albinuța. Ea încearcă să zboare. Și nu are forța necesară. Este semn că fie o albină uzată, deci îmbătrânită, fie sigur, poate să fie fost și din atacul varoa. Ia să vedem. Deci noi nu spunem că eradicăm perfect 100%, dar trebuie să zicem că dacă respectăm pașii ăștia, avem posibilitatea să, uite, să ținem sub control. Și cel mai puternic argument este dezvoltarea familiilor. Dacă familia este puternic dezvoltată, este un semn că nu este atacată. Și alte boli nu se pot lipi. Familia se apără. Da? Ei, asta am vrut să vă spun, că e un lucru important să avem, să avem control riguros și să menținem de tehnologie ca să putem spune, da, iată, reușim. Acum, după ce v-am spus toate acestea, nu doresc decât să reușiți cei care aveți biostupul, să mă puteți sprijini prin comunicarea, să spunem, și a celor din jur, spunându-le, uite că așa am făcut eu și am reușit. După ce mi-a spus profesorul, am reușit. Deci ne transformăm, practic, într-un grup de cercetare, nu doar într-o singură zonă, nu numai la mine, ci oriunde te-ai aflat tu care ai biostupul. Și sper să reușim să le atragem atenția cu faptele. Și cei care sunt factori de decizii, să ne sprijine și să spunem, uite, la nivel european și numai, a apărut ideea asta și biostupul își face treaba, da? Și luptăm cu succes împotriva varoa. Așadar, dragi, mă opresc aici și să ne rugăm Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne pună în minte în continuare idei valoroase care să ne conducă spre rezultate foarte bune în munca asta așa de cercetare. Eu ce să vă zic, lupt din răsputere așa să fac față tuturor problemelor, așa cum observați, conduc cele două proiecte cu un efort maxim și matematică, voi apicultor, dar aveți și familie voastră, aveți copii, aveți în școală probleme, numai știți bine ce mare stres este că vine copilul și nu știu să fac la matematică, nu știu problema asta. Ei bine, acolo la Prof. Online se află lecții de matematică. Matematică de la 0 până la clasa 12 a dusă pe clase, deci intrați la Prof. Online. Și tastați pe Google Prof Online, intrați în pagina mea, apare video apicultură, unde vă duceți să găsiți filme despre apicultură, apare video matematică, unde veți găsi lecții cu matematica pe clase, da, pe clase, dragilor, și veți vedea la clasa 0 până la clasa 12, lecțiile făcute cu tema pentru a doua zi, numai să vreți să învățați, voi, cei care sunteți tinerii de acum, copiii care sunt în școală, elevii care sunt în școală, sunt atât de mulți cei care spun am reușit. Sunt și foarte mulți și mulți profesori care urmăresc lecțiile mele, sunt încântați și unii o spun, alții nu o spun, din diverse motive. Nu le mai scot eu în evidență acum.
Și atunci spuneam că încerc să lupt din răsputeri pentru a duce cele două proiecte la nivelul cel mai înalt. Pot să vă spun că vă sprijin cu toată dragostea. Dar și voi mă puteți sprijini la rândul vostru dacă comunicați. Așa cum vorbiți pe agricultură, vorbiți și despre matematică. Și spuneți că, uite, suntem foarte tare ajutați de Prof. Online. Să știi și altcineva. Vedeți, eu am mai avut o discuție cu cineva, spunea, domn profesor, este extraordinar de grav. Ce-o fi oare în capul celor apicultori care, atunci când te apropii de el, închide stupul și nu vrea să-ți arate nimic? Orice, ce doresc? Să intre în pământ cu informația aceea? De ce să lucrezi individual? Care e motivul? Fiecare om are o structură a lui sufletească. Marea mea bucurie să pot ajuta pe cei din jurul meu. De aceea nu stau deloc pe gânduri. De aceea atât frământările acestea acum cu salarizarea bugetarilor constituie și pentru mine o problemă și am pus la punct acolo un proiect de salarizare a bugetarilor complet diferit de tot ce înseamnă o armată de oameni, politicieni și nu numai, specialiști și nu, tot felul de categorii care se zbat și încearcă să găsească o idee. Eu am una simplă, foarte simplă, care presupune după performanță salarizarea, după performanță, dragilor. Nu nivelând, că nu toți avem aceeași capacitate, aceeași... Fiecare după cât muncește. Nu salariile acestea, bugetare ce fac? Ne asigură. Ne învață copiii, profesorii. Medicii ne supraveghează sănătatea noastră. Polițiștii la supracorectitudine. Juriștii, atunci când ne luăm de păr și ceva nu e în regulă, între noi să ne împace. Așa ar trebui. Dar eu, prin ceea ce am găsit acolo ca idee de salarizare, asta presupune ce? Respectarea celui care muncește. Și angajarea în timpul activității de elev au interes maxim pentru ca să înveți și pentru că media care o vei termina ultima perioadă a activității tale va constitui mulțită cu un coeficient, va constitui salariul de debut al tău. Și totul se realizează pe cât înveți, cum înveți. Ești interesat să înveți sau te duci la școală acolo? Sigur, și tu, profesore, dacă te plătesc pe cât muncești la clasă, asta e. Muncești mai mult, câștigi mai mult. Nu muncești, e treaba ta. Așadar, am mai multe domenii, am mai multe proiecte la care muncesc din răsputeri. Sigur, un om sunt și eu, dar vă mărturisesc că dacă n-aș avea ajutorul Dumnezeu, n-aș face nimic. Așadar, simt acest mare sprijin și de aceea e și forța asta așa, aproape greu de cuantificat și de înțeles. Cum un om se poate să facă, dar nu fac decât ascultare. La revedere, dragilor, pe curând!